Haideți, ne trezim? Dar trebuie să dăm o declarație, suntem în sediul poliției, domnul Mihai. Ne trezim? Haideți să spunem ce am... De ce s-a ajuns aici? Se poate? Șoferul din imagine a fost cărat pe brațe de polițiști până la secție. Nu e de mirare, având în vedere că abia se ținea pe picioare. După mai multe încercări, reușește să se ridice, dar nu pentru mult timp. Așa, ia, să vedem, vă puteți ridica? Opa! Hai să vedem, aveți grijă să nu cădeți! După un astfel de efort fizic epuizant, bărbatul beat și-a reluat somnul în fotoliul pus la dispoziție de agenții de la rutieră. Oricât au încercat polițiștii să-i smulgă o declarație, nu au reușit. Șoferul a bolborosit ca prin vis, dar n-a putut să lege două vorbe. Ați fost implicat într-o tamponare, nu vă amintiți? Da, ați băut ceva? Ce ați băut? Nimic? Vin. Vin? Cât vin? Conștientizați? Bravo. Am condus sub influența băuturii. Și vi se pare normal? Bărbatul și-a mai revenit în fire după o jumătate de oră de moțăială și a amintit cum îl cheamă și frânturi din accidentul pe care l-a provocat. Salutan, hai să vrem. Și câți ani aveți? 5. Dar știți de ce sunteți la poliție? Știu că am... intrat în curcul una de medici. Cu ce vă ocupați? Ce faceți dumneavoastră? Mașina este artist de reprim în liceul la Filarmonica. Ce sunteți la Filarmonica? Artist de reprim. Polițiștii l-au lăsat pe bărbat să se odihnească în sediul lor până târziu în noapte, abia apoi au reușit să-l audieze. A fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,57 mg, n-a respirat. A fost condus la spitalul județean, au fost recoltate două probe de sânge, vederea stabilirii alcoolemiei, după care a adormit, a fost adus la poliția rutieră de agenții rutieri pe brațe. Șoferul somnoros a rămas fără permis și s-a ales cu dosar penal pentru că s-a urcat beat la volan.